Hristos am vrea, dragi prieteni, astăzi, 27 mai, suntem în satul Bâșca, comuna Berzunț, pentru a o sărbători pe doamna Nica, care împlinește frumoasă vârstă, surprinsă din partea copiilor săi. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Mulți-am trăiască la mulți ani. Cine să trăiască la mulți ani. Doamna Nica să trăiască, Anica să trăiască la mulți ani. La mulți ani, doamna Nica, să fii sănătoasă! La mulți ani! Noi suntem echipa Livrăm Zâmbete Bacău și în această zi specială, cineva care vă iubește foarte, foarte mult, ne-a trimis la dumneavoastră cu o surpriză. Acum să ne spuneți dumneavoastră cine credeți că ne-a trimis. Fătitele mele! Câți copii aveți? Două fete? Două fete. Să fie sănătoase! Am nepoți. Nepoți? Am nepoți, Veronica, Mihaela. Și fete, tot nepoțele aveți? Nepoțele. Azi, mă vezi, da, da. Mielu, da. Mai spui și de la Mielu. Doamna... La Mielu, știi. Doamna Nica, vă rugăm să luați tortul. Așa, să-l țineți bine. Să o ajute cineva cu florile. Hai, tu o țineți dumneavoastră. Da. Așa. Și avem și o șampanie. Vă dăm dumneavoastră, ca să nu stați cu mâna goală. Bun, pe lângă toate aceste cadouri, avem o melodie însoțită de un mesaj. Și când o să le ascultați, poți să vedeți dacă surpriza este din partea fetelor sau nu. Da, mă. Pe alta lume, ca o glindă o ajut, să
Plăcege neprama, mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Sau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama, că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe altă lume. La oglindă o ajut să-și lege neprama, mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Doamna Nica, și avem și un mesaj frumos pentru dumneavoastră. La mulți ani, scumpa noastră mamă, îți dorim tot ce este mai bun în viață. Multe bucurii, iar ochii să scânteie de fericire. Sănătatea ta să fie puternică și să ai întotdeauna suficientă răbdare și tandrețe pentru toate rudele și prietenii. Mulțumim cerului pentru oportunitatea de a fi alături de tine și de grija cu care ne-ai înconjurat încă din copilărie. Îți dorim o bătrânețe liniștită, fără boli și tristeți. Surpriză din partea fiicelor Georgeta, Virgina și a ginerilor Vasile și Vasile. Dacă doriți, doamna Nica, să le transmiteți ceva, acolo vă uitați. Le dea Dumnezeu sănătate, doamna. Le doriți munca ușoară, viața lungă și sănătate să le dea, doamna. Să vine sănătoși acasă. Să aibă bucuria, mamă. Să le trească copilași. Să le dea sănătate, Dumnezeu, le dore sănătate, mamă, zile delungate, draga mamă. Doamna Nica, la mulți ani, ani mulți, dar bun să fie cu sănătate și fericire, la mulți ani. Să rămână, mă, vă dea Dumnezeu. Ia să vă aprind și lumânările, să suflați aici în lumânări. Când vă aprind lumânările, dumneavoastră vă puneți o dorință. Așa, astea se prind un pic mai greu ca o ceară piele. Vă puneți o dorință și când vă puneți dorința, apoi suflați. Dar se stânge, se stânge. Hai, hai în casă, că se stânge. Așa, puneți-vă dorința și suflați în ele. Ia, iar sus. Gata, sufla, ia suflați acum, sufla. Doamna Nica. Sufla. La mulți ani! Să vă mulțumesc! Așa, așa.